Bună seara, dragi prieteni de pe Facebook! O nouă seară de joi, la aproape fix o săptămână de cea trecută, o nouă ediție a conferințelor Plantăm Fapte Bune în România. Și de această dată vă aducem în atenția dumneavoastră o temă, zicem noi, extrem de actuală și de interesantă, după cum puteți urmări și pe ecranul din fața dumneavoastră și după cum ați putut vedea și pe afișul și pe evenimentul postat în zilele trecute pe pagina de Facebook. Dar mai multe, desigur, de la colegul și prietenul Mihai Enescu și apoi de la invitatul nostru. Nu uitați, scrieți-ne, întrebați-ne, sugerați-ne idei sau alte teme de conferințe și vom încerca să dăm curs tuturor acestora și să răspundem și la întrebările dumneavoastră. Bună seara, Mihai! Bună seara, Marin! Bună seara, prieteni! Da, spuneai, o temă de actualitate, subliniez și eu acest aspect, rezultă actualitatea, dacă vrei, și dintr-un termen destul de recent introdus în limbajul nostru al silvicultorilor, reziliență, în contextul schimbărilor climatice. Invitatul nostru, sunt convins că ne va explica în detaliu aceste aspecte, pentru că știu că este foarte pasionat. Fac o paranteză, este cel mai tânăr participant la conferințele noastre de până acum. Bine, eu sunt cel mai tânăr, el este imediat după mine cel mai tânăr, încheiem gluma. Andrei Popa, absolvent al Facultății de Silvicultură de la Suceava, actualmente doctorand al Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov. Deci iată cum îmbină, sau mă rog, intră în contact cu experiențele din cele două facultăți de silvicultură din România. Au mai fost cel puțin două prezentări care au abordat acest subiect al schimbărilor climatice și al dendrocronologiei. Andrei ne va prezenta, să spunem, va relua o mică parte din aceste subiecte, dar va veni și cu contribuția proprie, cea rezultată din propriile sale cercetări. Nu spun mai multe pentru că nu vreau să-i fur pâinea, cum se spune, sau să dezvălui ceea ce urmează să ne prezinte. Am văzut așa cu coada ochiului un grafic foarte interesant, pe baza căruia vom discuta spre final, apropo de schimbările climatice și creșterea arborilor în general, dar și în mod special în unele zone din România și numai. Andrei, mulțumesc că ai acceptat invitația. Te ascultăm. Bună seara! În primul rând, mă mulțumesc pentru introducerea făcută și de asemenea aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și fapt că am reușit să-i dau curs și să vin astăzi cu o prezentare, spun eu, destul de interesantă, destul de importantă pentru mine, deoarece am realizat câteva cercetări în această direcție. Prezentarea din această seară, eu am intitulat-o Inelul Anual, sursă de informații privind reziliența molidului în contextul schimbărilor climatice. Pentru a face o introducere în această prezentare, am ales să încep să vorbim un pic despre schimbările climatice, un fapt real. Modificările de mediu reprezintă un punct de interes atât pentru comunitatea științifică cât și pentru societatea civilă. În partea dreaptă am prezentat o situație particulară din zona montană a Carpaților Orientali și putem observa cum regimul temperaturilor a înregistrat o creștere semnificativă după anii 1980. De asemenea, este important să vedem modul în care s-a modificat concentrația de dioxid de carbon din atmosferă. După introducerea, adică după Revoluția Industrială, s-a înregistrat o creștere constantă a concentrației de dioxid de carbon, atingând în momentul actual cele mai ridicate praguri din momentul în care se fac monitorizări. Astfel, putem spune că schimbările climatice sunt un fapt real și aceste schimbări climatice reprezintă principalele puncte de dezbatere și negocieri la nivel politic național, european și internațional. Putem aminti doar câteva dintre întâlnirile politice importante care au avut loc, și anume Pactul de la Paris sau Pactul Verde European, prin care s-au impus diferite măsuri politice sau s-au încercat să impună anumite măsuri sau
s-au pus niște targeturi pentru care trebuie să se atingă până la o anumită perioadă. Dintre acestea putem aminti unul pe care îl consider destul de important, doar că este posibil să nu se îndeplinească până în anul target 2030, și anume să limiteze creșterea temperaturii globale până la maxim 2 grade Celsius față de media globală anterioară. Un alt element important care s-a dorit sau se dorește să se impună până în 2050 este legat de limitarea emisiilor gazelor cu efect de seră. Un punct important care a fost abordat și impus prin Pactul Verde European ar fi ca până în anii 2050 să se ajungă la acea neutralitate a utilizării de carbon. Adică pe cât se emite, pe atât se stocheze în diferite elemente, cum ar fi lemnul sau alte elemente care stochează carbonul pe termen lung. O altă măsură impusă care dorește să se impună este mai mult de nivel, să spun așa, economic, ar fi legat de limitarea impusă de utilizarea resurselor. Această utilizare a resurselor neregenerabile, cum ar fi petrolul, cărbunii, să nu limiteze creșterea economică a unor țări sau să impună niște bariere din punct de vedere al creșterii economice și al dezvoltării țărilor care sunt și se află în curs de dezvoltare. Cum poate unii dintre noi știu, în chiar zilele acestea are loc Conferința Națiunilor Unite privind schimbările de mediu și schimbările climatice. Astfel aș putea să spun că subiectul pe care l-am abordat și subiectul pe care aș vrea să-l discutăm în această seară este un subiect de actualitate. Este un subiect care vizează atât societatea civilă, societatea științifică, dar și factorii cu putere decizională, aș putea să spun. Din acest motiv, consider că prezentarea pe care o voi realiza astăzi va aduce poate un plus de informații pentru cei care nu sunt atât de în temă cu elemente legate de schimbările climatice și modul în care putem cuantifica și afla care este reacția și modul în care se adaptează speciile forestiere la aceste noi schimbări de mediu. Cum am spus și anterior, cunoașterea modului de reacție și adaptarea speciilor forestiere la schimbările climatice trebuie să constituie elemente de bază pentru fundamentarea deciziilor de adaptare a managementului forestier la noile condiții de mediu. Trebuie să se asigure un management durabil și sustenabil a fondului forestier național, deoarece în arbori, prin procesele de asimilație pe care le realizează, reușesc să stocheze carbonul. Și prin măsurile politice pe care și le-a impus Uniunea Europeană și au impus la nivel global, trebuie să stocheze carbon. Astfel, o gestionare durabilă a fondului forestier poate să asigure un element cheie din aceste targeturi impuse la anumite nivele naționale, internaționale. Și din acest motiv este important să cunoaștem modul în care speciile forestiere reacționează la aceste elemente. Pentru a face o mică introducere, am ales acest grafic care mie personal mi se pare destul de sugestiv. Avem în partea de sus un posibil scenariu. Avem un ecosistem demolit, o pădure demolit, care la un anumit, să spunem, T2, este afectată de schimbările de mediu, de schimbările climatice, de regimul termic, de nivelul precipitațiilor și nu mai este adaptată la condițiile în care ea vegeta în mod normal. Și astfel apare situația în care nu este străină și nu ne este străină, am văzut foarte multe exemple în jurul nostru și se usucă. După un anumit interval de timp, să spunem T3, apar alte specii mult mai bine adaptate la condițiile actuale și se reinstalează pădurea. Dar în acest context trebuie să avem în vedere faptul că o anumită perioadă, un anumit interval, în acea zonă nu a fost pădure. A fost dinamica ecosistemului a fost întreruptă. Dar dacă ne imaginăm un alt scenariu, cum îl avem prezentat în partea de jos a slide-ului, dacă în acest ecosistem vulnerabil aplicăm un management durabil, un management bazat pe informații științifice, pe informații obținute în urma unor cercetări bazate pe tehnologie și metode de cercetare modernă, ne vom da seama că este important să aplicăm anumite tratamente sau anumite metode de,
de prevenire a acestor, de prevenire a acestor factori perturbatori. Și astfel, dacă noi, înainte de a se produce factorul perturbator la nivelul T2, intervenim la momentul T1 și introducem un alt asortiment de specii, ecosistemul forestier va fi mult mai pregătit să facă față factorului perturbator. Vor exista elemente de arboret care se vor usca, vor exista arbori care vor fi periclitați, dar nu va exista același impact negativ pe care îl putem observa în primul scenariu. Și astfel vom ajunge, după trecerea acelui timp T3, la un alt asortiment de specii, la o tranziție naturală către o altă direcție. Dar diferența între cele două scenarii este că nu a existat un timp mort în care arboretul, în care ecosistemul forestier nu și-a făcut, să spun așa, un pic mai neacademic, nu și-a făcut treaba, nu a stocat carbon și nu a produs, nu a eliberat oxigen în atmosferă. Din aceste considerente este important să găsim soluțiile optime și să le adaptăm la specificul local. Andrei, te întrerup puțin și îți aș adresa o întrebare apropo legată de graficul de dinainte, de ilustrația dinainte, dacă poți să revii la ea, te rog. Vreau să generăm o mică discuție apropo de ceea ce se cheamă extinderea molidului în afara arealului natural, ceea ce a fost o politică în epoca comunistă. A fost un program 1976-2010 prin care s-a dorit extinderea rășinoaselor și în mod special a molidului în afara arealului natural, adică în afara locurilor în care el creștea natural. Mă rog, scop papetar în principal, să obținem o cantitate mai mare de lemn foarte rapid. Dar iată că la câteva 30 de ani sunt multe păduri de molid, să le spun așa, care încep să dea semne de uscare. Crezi că acest al doilea scenariu pe care l-ai prezentat aici în această ilustrație s-ar preta pentru asemenea păduri? În mod normal, în momentul în care o anumită specie este plantată în afara zonei de optim, în afara arealului, cum ai spus mai devreme, ea nu va rezista pe o perioadă foarte lungă în acea nouă locație. Și o soluție care inevitabil se va întâmpla, fie că intervine omul, fie că va fi natural, va conduce către scenariul al doilea, pentru că uscarea molidului implicit va fi, că a fost după 40 de ani, că va interveni în momentul în care arboretul va ajunge la vârsta de 60 de ani, dar clar nu va ajunge la vârsta exploatabilității propusă prin amenajament. Și este teoretic o soluție de compromis, să spun așa, astfel încât să limităm impactul sau să diminuăm din greșeala care a fost făcută în momentul în care au fost puse niște specii în afara zonei de optimă lor. Adică molidul, din cunoștințele pe care le am, molidul din afara arealului, da, poate crește mai repede sau are o capacitate de creștere mult mai ridicată în tinerețe, dar valoarea lemnului nu este, adică lemnul nu mai este la fel de dens, lemnul nu mai are aceeași valoare pe care o are în momentul în care se dezvoltă în optim. Pentru industria papetară ar fi fost favorabil, pentru că nu era nevoie de un lemn cu o densitate foarte mare, era nevoie de lemn pentru celuloză. Dar în condițiile actuale ale economiei românii, în care industria papetară a scăzut, nu cred că acel lemn mai corespunde anumitor cerințe de pe piața actuală a lemnului, din punctul meu de vedere. Ok, mulțumesc, mai departe. Aș vrea să discutăm un pic despre strategii, planuri, acțiuni de atenuare și adaptare la schimbările climatice. În acest context, aș vrea să pun trei întrebări de bază, consider eu. Este suficientă numai experiența practică? Cea de-a doua întrebare ar fi, sunt soluții general valabile? Și cea de-a treia, pe care eu o consider cea mai importantă, sunt necesare dovezi științifice bazate pe informații fundamentate prin cercetări de specialitate? La aceste întrebări aș vrea cumva să ajung tangențial și să ofer un răspuns prin prezentarea pe care o voi realiza în această seară. Cum reacționează speciile forestiere la schimbările climatice? Arborii, în general, au o capacitate de adaptare ridicată. Cu toate acestea, schimbările climatice pot introduce modificări irreversibile în ecosistemele forestiere.
Cum a spus și Mihai în introducere, un termen destul de important în legătură cu tema pe care o prezint astăzi este termenul de reziliență. Definiția acestui termen este capacitatea ecosistemelor de a reveni la starea inițială după acțiunea unui factor perturbator. Este foarte important să vedem care este capacitatea ecosistemelor de a face față unor evenimente extreme și de a face față cu brio, astfel încât ele să poată să revină, dacă nu la starea inițială, la o stare care să permită în timp trecerea peste factorul perturbator, fără să implice declinul acelui ecosistem. Pentru evaluarea situației actuale, se pot întreprinde cercetări privind monitorizarea stării de sănătate a pădurilor, așa zisul monitoring forestier, care dă informații extrem de importante despre modul în care ecosistemele forestiere sunt afectate în momentul de față de schimbările climatice, de anumiți factori perturbatori, de secetă. De asemenea, se pot monta senzori pentru monitorizarea creșterilor. Acest element este destul de important, având în vedere că dinamica în timpul sezonului de vegetație este în legătură directă cu dinamica factorilor climatici, iar evenimentele extreme, acestea fiind seceta sau diferite episoade cu ploi foarte abundente urmate de episoade îndelungate de secetă, pot afecta modul normal de dezvoltare a arborilor. Și aceste situații anuale sau intraanuale pot fi analizate prin metodele anterior amintite. Dar se ridică următoarea întrebare. Cum putem afla informații din trecut? Pentru că dacă în perioada actuală putem face monitorizări sau pentru viitor putem propune diferite modele de analiză sau diferite modele de predicție, având în vedere că putem prognoza cu oarecare precizie care va fi regimul termic în viitor, cum vor evolua precipitațiile, putem să facem anumite simulări, este important să învățăm din trecut, să vedem cum putem obține informații despre ce s-a întâmplat anterior, cum au gestionat arborii și ecosistemele forestiere problemele similare sau altfel de situații în trecut. Astfel, inelul anual reprezintă o sursă importantă de informații. În cadrul inelului anual sunt stocate informații privind perturbările, privind dinamica structurală a arboretului, informații climatice, cât și informații privind extremele climatice. Ca să fac o scurtă introducere în cele amintite anterior și a prezenta cumva pentru toți urmăritorii și pentru publicul mai larg, ar trebui să spunem cum sunt stocate în cadrul inelului anual perturbările. Este de luat în vedere faptul că perturbările reprezintă un eveniment extrem, care în unele situații afectează un arbor individual sau în unele situații afectează întreg arboret. În cadrul inelului anual sunt stocate informații privind perturbările prin modul în care inelul anual are o lățime mai mare sau mai mică. Dacă luăm în calcul următorul eveniment, pentru un arbor individual a survenit o ruptură de corană, o ruptură de vârf. Astfel, aparatul foliar al arborului a fost limitat. Există, dacă la început el avea o anumită capacitate fotosintetică, după ruptura de corană aceasta a fost redusă la jumătate, la o treime sau mult mai puțin. Deci dacă avem o succesiune de inele anuale cu anumite lățime, după ce s-a produs factorul perturbator, va urma o succesiune de inele cu o lățime mult mai mică, redusă la jumătate, la o treime sau chiar niște inele foarte înguste. Astfel putem determina individual când s-a produs o perturbare pentru un arbor. Cum putem afla dinamica structurală a unui arboret? Este foarte simplu. În momentul în care când se aplică anumite tratamente în cadrul unui arboret, de exemplu când se realizează o răritură, se extragă arborii, iar arborii rămași au la dispoziție o cantitate, un spațiu mult mai mare, au acces la mult mai multă lumină și resurse în sol, astfel în următorii ani vor dezvolta un inel anual mai lat. Și astfel putem reconstitui dinamica tratamentelor aplicate în cadrul unui arboret. Despre informațiile climatice și extremele climatice urmează să vorbim în partea a doua a prezentării. Despre recoltarea probelor de creștere radială, aș vrea să fac o scurtă prezentare pentru cei care nu sunt familiar cu aceste elemente.
Instrumentul pe care îl utilizăm pentru recoltarea carotelor de creștere este burghiul Pressler. Acesta este format dintr-o tijă special frezată, în care are în vârf o zonă specială în care se introduce în arbore. Cu ajutorul mânerului albastru, acesta se învârte și avansează în lemn. El se introduce perpendicular pe direcția formării inelelor anuale, iar cu ajutorul tijei metalice se extrage proba de creștere. Aici avem un exemplu în momentul în care burghiul a fost introdus în arbore, iar tija extractoare este scoasă odată cu proba de creștere. Probele de creștere sunt stocate în recipiente de plastic, speciale pentru transport și uscarea probelor, iar următorul pas este să le montăm pe suport de lemn special frezați, astfel încât o probă de creștere se încadrează într-un orificiu. La capătul orificiului este trecut codul probei pentru o identificare prealabilă. Ele sunt lipite cu adeziv de tip aracet special pentru lemn și fixate cu capse, astfel încât să prevină în arcuirea lor din cauza umidității adezivului. După ce adezivul s-a uscat, acestea sunt șlefuite cu benzi abrazive de diferite granulații, pornind de la granulații mai grosiere până la granulații foarte fine, astfel încât să evidențiem foarte bine limitele dintre inele anuale. Următoarea etapă pe care o avem este să scanăm la rezoluție cât mai ridicată probele de creștere. Decupăm imaginea scanată cu toată placa, astfel încât să avem o singură probă de creștere, iar parametrii de caracterizare a inelului anual sunt obținuți prin măsurarea lățimii inelului anual sau a lățimii lemnului târziu sau a lățimii lemnului târziu sau a densității, în general utilizând programe informatice. Aici putem vedea că s-a măsurat lățimea inelului anual. Procedeul este destul de simplist, se punctează limitele dintre inelele anuale, astfel încât obținem un șir constant de măsurători, care la final, prin transformarea coordonatelor fiecărui punct, obținem lățimea în milimetri cu o precizie destul de ridicată. Informațiile climatice stocate în inelul anual. În cadrul inelului anual sunt stocate informații privind dinamica factorilor climatici la care arborele a fost sensibil, conform principiul factorilor limitativi. Dacă aș putea să fac aici o paralelă pentru a fi un pic mai clar. Dacă ne imaginăm o persoană care are hrană la dispoziție, are apă la dispoziție, toate aceste elemente sunt din abundență. Dar casa în care locuiește este friguroasă. Implicit, fericirea acelei persoane va fi dată de temperatura casei în care locuiește. Altfel spus, dacă o persoană are la dispoziție hrană, are la dispoziție o casă călduroasă, dar nu are la dispoziție apă din abundență, fericirea acelei persoane va fi dictată de cantitatea de apă pe care o are la dispoziție. La fel este și cu arborii. Conform principiul factorului limitativ, creșterea este dată de factorul cel mai vitreg. La altitudini se cunoaște faptul că temperatura este factorul limitativ. În zona de altitudine este tot timpul rece, chiar dacă sunt precipitații abundente, chiar dacă solurile sunt bogate în substanțe minerale, temperatura este factorul care limitează creșterea. În timp ce în zona de câmpie, la zone mai joase, unde temperaturile nu mai sunt o problemă, din nou, resursele presupunem că sunt din abundență, precipitațiile sunt cele care limitează creșterile. Aș vrea să punctez un pic importanța molidului prin faptul că pădurile de molid au o pondere de 19,49 din totalul suprafețelor acoperite cu pădure și o pondere de 23,78% din volumul total al arborilor conform IFN ciclul 2. De asemenea, rolul economic al molidului este unul destul de important. Lemnul este foarte valoros, este folosit în industria mobilei, în producerea de cherestea, de celuloză, hârtie, plăci, pal, PFL. De asemenea, este cunoscut faptul că molidul este un lemn care produce, este o specie care produce lemn de rezonanță cu utilizare largă în producerea de instrumente muzicale și în construcții aeronautice. Asta este
una dintre motivațiile pentru care mi-am focusat prezentarea doar asupra molidului și doar asupra acestei specii. Pentru o trecere scurtă în revistă, acesta este portul arbustiv a unui arbor de molid crescut în câmp liber. Modul în care are structurate frunzele pe lujeri, specific molidului, sunt acele lungi și nu foarte lungi și înțepătoare, iar pentru diferențierea de la distanță față de brad sunt conurile pendente. Aici am prezentat o imagine dintr-un ecosistem tipic de molid, modul în care este distribuită în cadrul arboretului structura unei păduri tipice de molid. Arealul molidului este focusat în centrul Europei, este prezent în tot arcul carpatic, dar ponderea cea mai mare o are în zona de nord a continentului, unde acesta este chiar arbore de câmpie. Este zona majoritară a arealului. Ecosistemele de molid supuse riscului. Pădurile de molid au o sensibilitate ridicată în fața factorilor perturbatori. Având în vedere faptul că molidul are un sistem radicelal trasant, acesta îi oferă o sensibilitate ridicată în fața vântului. Arboretele de molid sunt predispuse doborâturilor de vânt. Având în vedere zona din care eu sunt și zona Sucevei, aici putem aminti că în perioada recentă, în ultimii 20 de ani, au fost multe evenimente de acest fel, au fost foarte multe doborături de vânt, astfel încât trebuie să avem în vedere faptul că molidul este o specie care este supusă unui risc din partea acestui factor perturbator. Un alt factor perturbator la care trebuie să ne focusăm atenția este seceta. Pădurile debilitate de secetă sunt afectate de dăunătorii secundari. Gândații de scoarță, care pe fondul slăbirii capacității de reacție și capacității de apărare a pădurilor de molid din cauza secetei, afectează foarte, foarte grav pădurile de molid. Nu știu cât de cunoscută este situația din Europa Centrală, unde pe suprafețe foarte mari s-au uscat păduri de rășinoase. Sunt mii de metri cubi de lemn disponibil și este efectul acestor evenimente nefaste al secetei s-a cunoscut implicit în prețul lemnului. Sunt efecte pe termen lung care au afectat piața lemnului la nivel european sau chiar la nivel internațional. Aș vrea să discutăm un pic despre dinamica creșterilor radiale la molid. În partea de sus a graficului este prezentată dinamica creșterilor în timpul anului. Se poate observa cum la începutul sezonului de vegetație, în luna mai, își activează creșterea și începe să dezvolte creșterea radială, aceasta culminând în perioada lunii iulie, atingând un platou în partea a doua a anului. În partea de jos a graficului sunt prezentate dinamica creșterilor radiale multianuale. Diferența de culoare este dată de diferite nivele altitudinale la care s-au făcut analizele, începând din partea de sus cu verde în partea de jos a versantului la sub 1200, cu roșu la 1200-1400 și cu albastru la peste 1400. Pe acest grafic am vrut cumva să evidențiez și influența altitudinii, influența temperaturilor asupra creșterii radiale. Implicit, cu cât este altitudinea mai ridicată, cu atât molidul va înregistra creșteri radiale mai reduse. Cum reacționează molidul la variația factorilor climatici? În zona montană superioară, factorul limitativ pentru creșterea molidului este temperatura. Astfel, în zone de peste 1300 de metri, studiile arată corelații pozitive între procesele de creștere și temperaturile din lunile de vară. În zona de optim, creșterea molidului nu prezintă corelații semnificative cu factorii climatici. Cum am spus și anterior, având în vedere că el este în optim și din punct de vedere al temperaturilor și din punct de vedere al precipitațiilor, el nu este sensibil la niciunul dintre acești doi factori luați în analiză. În schimb, în zona de altitudine joasă, precipitațiile sunt factorul limitativ.
Din acest motiv, creșterile se corelează pozitiv cu nivelul precipitațiilor în timpul sezonului de vegetație curent, dar un element important care este semnalat în destul de multe studii sunt corelațiile negative cu precipitațiile, corelații pozitive cu precipitații din sezonul anterior de vegetație. Fapt care aduce în discuție în momentul în care arborii își creează rezerve pentru noul sezon de vegetație. Vreau să discutăm un pic despre un element, consider eu, extrem de important, și anume abordarea lunară versus abordarea periodică. Pentru a analiza modul în care factorii climatici influențează creșterile, este nevoie să analizăm corelațiile dintre procesele de creștere și factorii climatici. Procesele de creștere sunt cuantificate prin anumiți indicatori ai inelului anual. Aceștia pot fi reprezentați de lățimea inelului anual, lățimea lemnului timpuriu, lățimea lemnului târziu, densitatea lemnului, dar și alții. Dacă am lămurit una dintre părțile de care avem nevoie, cea de-a doua parte face referire la factorii climatici. Factorii climatici, dinamica factorilor climatici poate fi obținută din diferite surse. În general, sursele sunt stațiile meteorologice. Cu cât sunt mai apropiate de zona de studiu, cu atât este mai bine și este favorabil realizării corelațiilor, dar în condițiile în care nu există date meteorologice locale, acestea pot fi descărcate din baze de date tip grid, care sunt disponibile online. Să dau câteva exemple, am putea aminti baze de date CRU, EOBS, cu diferite precizii ale datelor climatice. În general, datele climatice sunt disponibile la nivel lunar. Avem mediile lunare. Dar în momentul în care realizăm corelații dintre procesele de creștere și mediile lunare, impunem o barieră artificială. Noi avem la dispoziție media a 30 de zile, de la data de 1 până la data de 30 a lunii. Dar dinamica proceselor fiziologice nu este limitată de această barieră lunară impusă artificial de către om. Dinamica proceselor fiziologice este continuă. Nu există o limitare, adică nu este mai intens procesul de creștere de la 1 martie până la 30 martie. Acesta poate să aibă valori maxime la mijlocul unei luni sau în a doua decadă a unei luni. Din aceste motive, eu consider că este mult mai favorabilă abordarea periodică. Cumulul precipitațiilor pe intervale variind de la 3 săptămâni până la 4 luni, începând de la 1 ianuarie anul precedent formării inelului anual până la finalul anului curent formării inelului anual și modificând data de start a perioadei de analiză, trecând sistematic prin fiecare dată, putem obține mult mai precis zona în care un anumit factor climatic influențează creșterea, în care se corelează cu procesele de creștere. Astfel putem înlătura bariera artificială impusă de mediile lunare. Pornind prin cumulul datelor zilnice, avem un plus și surprindem corelațiile mult mai bine. S-au făcut studii care au demonstrat că cresc corelațiile cu până la 0,1 pentru temperaturi și până la 0,08 pentru precipitații. Un alt element pe care l-am amintit la început și despre care aș vrea să discut în această seară este următorul. Modele dendroclimatice pot fi generalizate? Se pot realiza tipare care să acopere zone geografice foarte mari? Pentru zona carpatică, un studiu complex realizat de Sidor și alții în 2015 surprinde modul în care moridul reacționează la variația factorilor climatici pe un ecart altitudinal pornind de la 600 de metri până la 1650 de metri. Putem observa că pornind de la altitudine mică spre altitudine mare, corelațiile cresc. Funcția de răspuns înregistrează o creștere, având corelații negative cu temperaturile până la corelații pozitive. Ceea ce am vorbit și anterior, la altitudini joase, creșterea nu se corelează cu temperaturile, se corelează cu precipitațiile, în timp ce la altitudini mari, temperaturile sunt factorul limitativ.
Aș vrea să discutăm un pic despre un studiu de caz realizat în Depresiunea Gheorgheni în parteneriat cu un ocol silvic de regim, ocolul silvic Gheorgheni, printr-un proiect de cercetare finanțat prin fonduri europene Crest for Life. În cadrul acestui proiect am realizat un studiu pe 3 transecte altitudinale și 3 clase de vârste, având la dispoziție date climatice locale de la stația Joseni din cadrul din partea de jos a depresiunii și de la stația meteorologică Bucin de la altitudine. În mod normal, odată cu creșterea altitudinii, temperatura ar trebui să scadă. La fiecare 100 de metri ar trebui să registreze o scădere a temperaturii cu 0,5-0,6 grade Celsius, în timp ce precipitațiile ar trebui să crească cu 45-50 de milimetri la fiecare 100 de metri. În zona Gheorgheni, acest lucru nu se întâmplă. La altitudini mai ridicate, temperaturile sunt mai mari decât la altitudini mai joase. Adică la stația Bucin este mai cald decât ar trebui să fie în mod normal, având în vedere acest gradient termic. În graficul de sus este prezentată frecvența inversiunilor termice în fiecare lună. În perioada de iarnă putem măsura că avem frecvențe ale inversiunilor termice în 40%, peste 40% din zilele de iarnă. În luna ianuarie, februarie, decembrie și intensitatea acestor inversiuni este destul de ridicată. Dacă la stația Bucin ar trebui să înregistreze o anumită temperatură, având în vedere gradientul termic în funcție de altitudine față de stația Joseni, se înregistrează temperaturi cu până la 4 grade mai mult decât normalul termic. Aceste diferențe de temperaturi aduc implicit o influență asupra speciilor forestiere. Și această influență se poate lega de faptul că studiile generale care generează un tipar pe suprafețe mari nu mai sunt valabile în cazul anumitor zone particulare. Modelul dendroclimatic în raport cu altitudinea pentru temperatura medie ar trebui să ne ofere următorul răspuns. La altitudini mai joase, temperaturile nu ar trebui să coreleze atât de mult cu procesele de creștere. Iar la altitudini mai mari, aceste temperaturile medie ar trebui să coreleze destul de bine. Dar în zona Gheorgheni acest lucru nu se întâmplă. Putem observa că la altitudini sub 1200 de metri există corelații pozitive în toată perioada de iarnă și în perioada de la începutul sezonului de vegetație. În timp ce la altitudini mari aceste corelații nu mai sunt prezente, nu mai sunt semnificative statistic. Un alt element destul de important pe care l-am identificat în acest studiu este legat de corelațiile negative din perioada sezonul din a doua parte a sezonului de vegetație anterior. O corelație negativă între procesele de creștere și temperatură ne spune următorul lucru. Cu cât este mai cald, cu atât în anul următor se va forma un inel anual mai îngust. Având în vedere situația generală în care ne aflăm, schimbările climatice, frecvența evenimentelor extreme din punct de vedere al temperaturilor tot mai dese, induc următoarea concluzie. Molidul de la altitudini joase este susceptibil la anumite declinuri. Faptul că evenimentele extreme sunt tot mai frecvente induc o problemă pentru modul în care vor fi gestionate aceste arborete. În ceea ce privește precipitațiile, se respectă tiparul despre care vorbeam inițial. La altitudini joase se pot observa corelații pozitive semnificative statistic cu valori de peste 0,6, care sunt specifice molidului în general și molidului din zona Gheorgheni. În timp ce la altitudini de peste 1400 de metri, aceste corelații nu mai sunt prezente, ele apar doar la începutul sezonului de vegetație. Dacă anterior am vorbit despre inversiunile termice, modul în care se schimbă dinamica temperaturilor, la altitudini mai înalte este mai cald decât ar trebui să fie, decât este la altitudini mai joase. În ceea ce privește precipitațiile, dinamica nivelului precipitațiilor se respectă. La altitudini înalte plouă mai mult, la altitudini mai joase nivelul precipitațiilor este mai scăzut și molidul este mai sensibil.
Un alt element pe care l-am analizat în acest studiu este diferențele în raport cu vârsta. Sunt arborii tineri mai sensibili la precipitații și temperatură față de arborii bătrâni? În situația din depresiunea Gheorgheni, arborii mai tineri sunt mult mai sensibili la temperaturile de la începutul sezonului de vegetație. Cu cât este mai cald la începutul sezonului de vegetație, arborii tineri vor dezvolta un inel anual mai lat în sezonul de vegetație curent. Observăm din nou aceste corelații negative din a doua parte a sezonului de vegetație anterior, care din nou evidențiază faptul că între cele două categorii, arbori bătrâni și arbori tineri, arborii tineri sunt cumva mai predispuși la o problemă din cauza temperaturilor ridicate, din cauza valorilor de căldură. În timp ce arborii bătrâni, având o capacitate de reziliență mult mai mare, nu sunt atât de sensibili la din sezonul de vegetație anterior. În ceea ce privește precipitațiile, în raport cu vârsta, se observă corelații pozitive în perioada sezonului de vegetație curent pentru arborii tineri, în timp ce pentru arborii bătrâni sunt mult mai importante precipitațiile de la începutul sezonului de vegetație. Această diferențiere între cele două categorii, arbori tineri și arbori bătrâni, este influențată de modul în care un arboret își gestionează capacitatea de creștere și dinamica pe care o are acesta în timp. Cum a spus și Mihai la începutul prezentării, când mi-a făcut o introducere, cumva aceste informații pe care le-am prezentat anterior, legate de modul în care schimbările climatice afectează pădurile de molid, aș vrea cumva să concluzionăm prin niște elemente pe care le-am descoperit pentru cazul particular din depresiunea Gheorgheni. În graficul de față sunt prezentate diametrele reconstituite pe baza carotelor de creștere în perioada 1940, 1941, 1980 și perioada recentă după anii 80. Se poate observa că la vârsta de 20 de ani, diametrul reconstituit pentru perioada dinainte de anii 40 este cu 20-25% mai mic decât diametrul din perioada actuală. Aceste diferențe sunt și semnificative statistic. În timp ce pentru clasa de vârstă de 40 de ani, diferența este vizibilă doar între perioada înainte de anii 40 și perioada de după 1940. Diametrul reconstituit la vârsta de 60 de ani prezintă o creștere sistematică din perioada de anii 40 până în perioada actuală. Astfel, putem concluziona că la altitudine, în zona montană a depresiunii Gheorgheni, cu cât temperatura crește și cu cât schimbările climatice vor aduce un plus prin modificarea regimului termic, molidul va acumula mai mult, va avea un diametru mai mare, implicit un volum mai mare, deoarece diametrul este corelat în mod direct cu volumul. Iar în ceea ce privește diametrul atins la 80 de ani, vârstă la care nu se mai fac intervenții silviculturale, vârstă la care arboretul acumulează cel mai mult, s-au observat diferențe cu 10-15% mai mari de la o perioadă la alta. Astfel, s-au identificat câteva elemente cheie în ceea ce privește problemele pe care le induc schimbările climatice, dar și factorii care favorizează, ceea ce putem obține în urma schimbărilor climatice, care sunt beneficiile pe care le putem avea în urma acestor modificări de mediu. Trebuie să avem în vedere că la altitudini joase, molidul se află în dificultate. Molidul, din cauza secetii, este în problemă, dar molidul la altitudini, unde era în partea de sus a arealului, devine în zona de optim și își accelerează creșterile și va produce un plus. Va acumula mult mai mult carbon. Pentru ai menționat, întrerup puțin și dacă poți să revii la grafic,
Ai menționat de diametrul reconstituit și cred că este oportun să explicăm puțin ce înseamnă acest diametru reconstituit, că sigur n-a fost nimeni cu clupa sau cu alt instrument de măsurare a diametrului în 1901 și tot aceeași persoană sau în cadrul acelui studiu de peste 100 de ani a fost și în 2019. Vorbim de un diametru reconstituit pe baza carotelor. Dacă poți, te rog frumos să detaliezi ce înseamnă acest lucru. Diametrul reconstituit face referire la următorul aspect. Noi având o carotă de creștere, pornind de la măduvă până la scoarță... Ce înseamnă carotă de creștere, să înțeleagă și care ne urmează? Că ai menționat de acel burghiu Pressler, dacă poți să faci conexiunea puțin, te rog. Aveam o imagine... Aceasta este o carotă de creștere. Avem în partea din dreapta zona de măduvă, și avem inelele anuale care s-au format în, care s-au format în fiecare an până în zona de scoarță. Pentru a reconstitui diametrul la diferite vârste, noi am cumulat, prin procesul de datare, noi atribuim fiecărui inel anul în care acesta s-a format. Pornind de la scoarță, unde știm anul precis în care noi am recoltat carota, ultimul inel este format în anul, noi am în vedere că am recoltat carotele în 2020, ultimul inel s-a format în anul 2019, pe care l-am luat în calcul, ultimul inel format complet. Și începând de la capăt avem inelul format în 2019, 2018 și numărând înapoi avem momentul în care s-a format primul inel. Și pentru a reconstitui diametrele într-o anumită perioadă, noi am cumulat creșterea radială obținută de la fiecare inel anual și am înmulțit-o cu 2 pentru a reconstitui diametrul la care am adăugat coeficientul de corecție a cojii. Pentru că este un element dendrometric important, având în vedere că noi discutăm de diametrul ca și cum ar fi fost măsurat cu clupa. Și în acest mod, având carote cu lungimi de peste 100 de ani, peste 120-140 de ani, noi am reușit să reconstituim diametrul pe care l-ar fi avut arborele în momentul în care el avea 20 de ani, 40 de ani, 80 de ani și astfel am reușit să facem o comparație între arborii care s-au dezvoltat în perioada recentă, arbori care au vârsta de 40 de ani în momentul în care noi am recoltat proba, comparativ cu arbori care aveau în momentul în care noi am recoltat proba 140 de ani. Dar noi aveam diametrul arborelui care a fost, care a răsărit, să zicem, în 1980 și un arbor care a răsărit în 1900. Și astfel noi am reușit să comparăm cele două diametre și am obținut diferențe semnificative între cele două momente. Astfel, noi am indus faptul că în momentul în care noi am recoltat carote dintr-o zonă în care este administrată silvic, în care s-au produs, în care s-au aplicat tratamente, în care s-au aplicat lucrări silvice, am considerat că aceleași tratamente au fost aplicate și la arborii bătrâni și la arborii tineri, astfel încât tratamentele silvice nu au influențat dinamica diametrului. Singurul factor diferit pe care l-au avut la dispoziție arborii a fost climatul. Și astfel am reușit să diferențiem cele două diametre despre care am vorbit anterior. Mulțumim pentru explicație, Andrei. Pentru a concluziona și a da câteva direcții de cercetare viitoare. Putem spune că pentru adoptarea unor soluții de management durabil este necesar să înțelegem cum reacționează speciile forestiere la schimbările climatice. Încălzirea globală, fenomenele climatice extreme și perioadele de secetă reprezintă o problemă importantă pentru ecosistemele forestiere demolit de la joasă altitudine. Situația în care ne aflăm noi în Carpați este, pot spune, o situație favorabilă. Nu am fost afectați de uscări în masă și încă avem șansa de a gestiona situația pe care am văzut-o în Europa Centrală într-un mod mult mai bun și mult mai optim, astfel încât să obținem rezultate diferite față de ce s-a obținut în Europa Centrală. Încă avem șansa de a
de a scăpa poate de o gravitate a situației care a afectat țările din Europa Centrală. Un alt element important este legat de soluțiile generale. Nu putem spune că există o pastilă care funcționează în toate zonele. Da, este important să avem niște direcții generale, să existe niște amendamente cu caracter obligatoriu, dar trebuie să existe în același timp o flexibilitate. Trebuie să fie adaptate la specificul local. În anumite zone, cum am identificat noi pentru depresiunea Gheorgheni, există anumite elemente favorabile pe care un management durabil și un management intuitiv spre o pădure inteligentă, cum s-ar spune, trebuie să exploateze la maxim aceste elemente favorabile care au fost identificate. Și sunt sigur că astfel de situații particulare sunt cunoscute la nivelul unităților de administrare silvică și trebuie să se favorizeze adaptarea către tot ce ține de zonă și de specificul local. Alte elemente pe care le-am mai descoperit în literatura de specialitate, care reprezintă un element important și trebuie ținut cont de specificul lui, este înghețurile timpurii și înghețurile târzii. Aceste înghețuri timpurii și înghețuri târzii afectează foarte, foarte mult fagul. Și este important în momentul în care propunem anumite soluții și în momentul în care încercăm să construim niște bariere împotriva unor situații, cum ar fi uscarea pădurilor de rășinoase, să avem în vedere dinamica acestor evenimente climatice extreme. Astfel încât să nu ne lovim, încercând să rezolvăm probleme, să ne lovim de alte probleme. Trebuie să avem tot timpul în vedere contextul general, dar și adaptarea la specificul local. Eu consider și sunt sigur că sunt susținut de foarte multe persoane că este necesară continuarea cercetărilor privind adaptarea și reziliența speciilor forestiere prin metode de cercetare moderne. Trebuie să exploatăm la maxim informațiile și tehnologiile moderne pe care le avem la dispoziție și să reușim să creăm niște modele și niște modelarea și să încercăm să modelăm aceste informații pe care le avem prin metode neliniare, prin modele bazate pe procese, astfel încât să fim cât mai aproape de realitatea pe care o regăsim în cadrul ecosistemelor forestiere. Cam asta ar fi ceea ce v-am pregătit eu pentru astăzi. Aștept dacă sunt întrebări, nelămuriri, poate anumite clarificări, dacă nu am fost destul de precis în ceea ce am spus până acum. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumim frumos, Andrei, pentru prezentare. Te-aș ruga să revii la slide-ul de precedent pentru, nu, următorul, acesta cu concluzii, cel cu concluzii, pentru că aș vrea să cei care ne urmăresc să mediteze puțin la acest set de concluzii, în mod special, din punctul meu de vedere, la cea de-a treia concluzie, ai spus acolo, soluțiile generale trebuie adaptate la specificul local. Te-aș întreba, în baza, să spunem, cercetărilor și rezultatelor preliminare pe care le-ai obținut în acea pădure de mulit de la Gheorgheni, dacă, în momentul actual, încă o dată spun în faza preliminară a cercetărilor, dacă ai putea să faci o propunere de soluție adaptată specificului local. Sunt 100% de acord cu tine, apropo de aceste soluții generale gândite să fie implementate la nivel național, dar, după cum știm cu toții, specificul local îl spune cuvântul de cele mai multe ori. Ai vreo propunere concretă din perspectiva managementului forestier, apropo de modul în care sunt gestionate acele păduri? Din cunoștințele pe care le am și din parteneriatul pe care le-am realizat cu Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni, modul în care ei gestionează în momentul de față arboretele de acolo este apropiat de o silvicultură a lemnului de calitate. Au deja în vedere anumite caracteristici de gestionare a arboretelor, astfel încât în zonele de altitudine să extindă oarecum momentul în care se recoltează arborii
Și cumva prin lucrarea pe care și cercetările pe care le-am propus noi, trebuie cumva să le atragem atenția și să aibă o atenție sporită a modului în care gestionează arboretele de la altitudine joasă. Soluția propriu-zisă pe care aș putea să o propun sau pe care am putea să o propunem ar fi legată de o atenție mult mai mare în modul în care se aplică tratamentele la altitudini joase. Având în vedere că în momentul în care propui o răritură cu intensitate foarte mare sau o răritură cu anumite caracteristici, trebuie să ai în vedere care este capacitatea acelui arboret de a răspunde la aceste practici silvice. În condițiile în care la altitudini mari se pot propune o diferențiere a modului de aplicare a diferitelor tratamente silvice. Cam astea ar fi singurele diferențiere la care am ajuns până în momentul de față. Este un studiu în care încă nu am ajuns la partea de final, suntem încă în partea de cercetare propriu-zisă, iar transferul tehnologic către ocolul silvic de regim este în curs de finalizare. Bun, mulțumesc frumos pentru răspuns, Andrei. Am menționat și eu acest lucru că sunt cercetări în stadiu preliminar, dar îmi place foarte mult că deja țintești acest transfer tehnologic, adică să ducem și în practică ceea ce rezultă din aceste studii și cercetări, pentru că sunt foarte multe realizate în ultimii 10 de ani în România, dar, din păcate, din punctul meu de vedere, nu au fost, să spunem, popularizate și în rândul celor care ar putea beneficia cu adevărat de ele, adică cei care lucrează în administrația silvică. Ceea ce tendem cu căldură să faci și să sprijini acest demers, să duci și în practică ceea ce rezultă din cercetările tale. Eu îți mulțumesc pentru prezentare. O să-i dau cuvântul în continuare lui Marin, care are cel puțin o întrebare pregătită pentru tine. Te rog, Marin. Mulțumesc. Mulțumim, Andrei. N-am pregătit-o eu, ne-a venit pe chat-ul de pe Facebook, de la domnul Lucian Pasalău sau Pașalău, rugăm să ne ierte dacă n-am identificat bine sau n-am pus bine diacriticele, care te salută și te felicită, Andrei, și care te întreabă, din punct de vedere metodologic, de câte probe ai dispus pentru studiu? În studiul de caz de care am vorbit anterior, noi am realizat cercetările în 49 de suprafețe de cercetare, diferențiate în funcție de altitudine, vârstă și expoziție. Iar pentru a răspunde punctual la întrebarea dânsului, au fost 1245 de probe de creștere, din care în urma procesului de prelucrare, datare și verificare, au fost incluse în analiză 1119 carote de creștere, pe baza cărora am obținut rezultatele prezentate în studiul de caz. Mulțumim și încă o dată ne alăturăm și celor care ne-au scris și tuturor celor care ne-au urmărit și îți mulțumim mult de tot pentru prezentare. Vă mulțumim și vouă pentru că ne-ați urmărit și pentru că ne veți urmări noaptea aceasta și în zilele următoare, fie aici pe Facebook, fie pe canalul de YouTube al Pentru Fapte Bune în România. Ca de fiecare dată același îndemn, dacă aveți întrebări, scrieți-ne, fie acolo, fie aici, fie pe messengerul de pe Facebook. Vom încerca să vă răspundem cât de repede vom putea. Până atunci, Andrei, dacă ai un ultim mesaj apropo de prezentarea ta și celor care ne urmăresc în încheierea conferinței din seara aceasta. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc celor care ne-ați urmărit în această seară, vă mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea pe care mi-ați oferit-o de a disemina din informațiile pe care le-am obținut către publicul larg și către cei interesați de astfel de studii, astfel de cercetări. Și dacă, cum ați spus și dumneavoastră, dacă au întrebări sau dacă au nevoie de anumite clarificări sau vor mai multe detalii despre ceea ce am realizat în studiul de caz pe care l-am prezentat sau în alte cercetări legate de dendroclimatologie, dendrocronologie, mă pot găsi prin intermediul vostru sau ne pot scrie către adresa instituției și le putem oferi sprijin, informații, ajutor cu tot dragul. Mulțumim mult tuturor, seară frumoasă și ne revedem curând în mediul online. Toate cele bune! Seară bună, la revedere!